implantați în urmă cu 10 de ani care prezintă risc de prăbușire din cauza structurii uscate sau cei care au crescut incorrect, creând disconfort populației, au fost incluși în programul de toaletare, tăiere și corecție desfășurat de autorități. Locuitorii sunt cei care sesizează serviciul de spații verzi, iar inspectorii de teren hotărăsc ce se întâmplă cu arborii, în funcție de starea în care se află aceștia. Acolo unde situația o permite și unde inspectorul de specialitate decide, se execută și lucrări de corecție. Practic se intervine în axul central pentru a menține starea de vegetație a acel arbore. Acolo unde corecția s-a executat, se intervine numai printr-o toaletare ușoară, o igienizare practic. Din cauza vântului puternic, pomii uscați pot cădea punând în pericol viețile oamenilor, dar și bunurile acestora. Odată cu programele de toaletare și tăiere sunt îndepărtate pericolele, punându-se accentul pe siguranța populației. Fiecare arbore în creștere ajunge prin masa vegetativă să se încline către o scară de bloc, către o parcare sau către un aliament stradal. Astfel, ajungi să-ți dai seama că practic centrul de greutate s-a mutat și trebuie să intervenim pentru a-l menține în stare de vegetație. Trebuie să poate să putrezească copacul să dărâmă pe vreun copil, pe o mașină sau vreun la apartament vreun geam. E foarte bine, e foarte bine. Mi se pare foarte binevenit, așteptăm de foarte mult timp. Problema e că avem tot timpul în casă întuneric, vară, iarnă, trebuie să stăm cu lumina aprinsă și asta e. Trebuia făcut odată și odată. În această perioadă se intervine în cartierele Tomis Nord, Coiciu, kilometrul 45 și poarta 6. Masa lemnoasă rezultată în urma tăierilor va fi dată familiilor nevoiașe care depun cereri către primărie. Totodată, în zonele în care copacii sunt tăiați în totalitate, sunt înlocuiți cu alții din specii nobile, precum platan, tei și mesteacăn.